câteva ore mai aveți la dispoziție să profitați de ofertele lunii, oferte care se epuizaseră aseară, dar văd că au repus cheile în vânzare, nu mai știu care dintre ele, sau cu NBA, mi se pare că se epuizase, văd că e din nou la 20 de euro, dar vreau să vă recomand așa. Save a Days to Die, aveți link în descriere, deci în descrierea clipului acestuia aveți un link special customizat care vă duce direct către Save a Days to Die, îl puteți cumpăra la 3,75€, din păcate nu mai e la 3,20€, aseară au fost vreo 4 sau 5 chei, s-au dat toate, văd că următorul preț e la 3,75€, 3,85€, 3,87€, deci dacă nu vă grăbiți, or să se dea astea două și o să mai rămână doar cheia de 3,87€, bine, sunt mai multe chei, doar că prețul lor crește până la 6, 7, 8, 9, 10€, oricum. Oricare cheia slow e mult mai ieftin decât pe Steam ca și idee și dacă sunteți fan Harry Potter, Steam cheiul pentru PC la 43 de euro, îl căutați tot așa, intrați în descriere pe linkul meu de la Ineba, căutați jocul și îl adăugați în coș la doar 43,33 de euro. Acum hai să revenim la episod, că avem foarte multe de vândut. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod cu Barnfinders. Unde altundeva decât pe canalul meu. Ca de fiecare dată trebuie să încep cu câte o problemuță. Stați așa că mi s-au... Am căștile răsucite. What the fuck? Stați o secundă așa că... Erau bine mă înainte să apă start. Bun. Salutare încă o dată și bine v-am găsit la încă un episod cu Barnfinders pe canalul meu. Trebuie să-mi setez fovul pentru că mi-am făcut și o pozică de thumbnail. Dăm fovul înapoi la... Bă, cred că 80 e destul de decent. Bun, și avem aici tractorașul barca și tractorașul. Tractorașul văd că e listat la 1500, dar eu îmi doresc să iau pe el vreo 2000, iar barca e listată la 650, îmi doresc să iau pe aproximativ 1000, poate un 900 ar fi destul de decent, zic eu. Deschidem și magazinul, deschidem și ușile, frumos, hai să vedem dacă mai avem marfă sau trebuie să mai aducem, pentru că data trecută am luat ceva obiecte. Un număr destul de mare și deloc de ignorat, avem așa. Avem de curățat chitara asta pe care o să o și afișăm, stai așa, ca să-i dăm repede un jet de apă. Stați că cred că mi-a venit hoț, cred că mi-a venit hoț, unde... A, nu e hoț, nu? Mi s-a părut că a venit hoț, hai să vedem cât luăm pe asta, vreau să-l dau pe amândouă. Astăzi îmi face foarte mulți bani, se pare că clientul a plecat. M-a mișcat destul de greu, sincer. Ia domnul. Pare 80 pe mașină de cafea? Ok. Ok, 8 odată. Și cu 20... 108 de la 80... Merge, merge. Hai că azi vreau să vând foarte multe produse. Merge. Stai să curăț și chitara asta. E gata, da? Asta cred că vine pe panou de mari aici, în partea asta. Hai că am dat credit, sper să nu fi văzut careva. Bun, avem și chitară. Aici, un scaun. Un aspirator. Clic dreapta, aici ce avem? Nu știu ce e ăsta. Un tub de... oxigen, ok, bun. Hai să vedem că avem client. De... pierdusem ritmul. Nu știam când s-a apăs. Gata. Cât am la pe el? Bă, să nu opim tablou, e bine. Ce vreau eu să spun era că de foarte multe ori aduc eu produsele din depozit, dar atunci când mă grăbesc și nu prea mă interesează ce am de vânzare, vreau doar să le pun acolo și atât, le dau direct click dreapta și le rezolv. Mai avem de reparat, uite, avem betonirea asta de reparat, pe asta cred că luăm mult rău de tot. Mă uit să văd dacă am client la barcă, la tractor, nu. Oricum, dacă am client... E fix aici, lângă mine. Puzzle-ul. Trebuie să mă uit la puzzle, să vedem dacă am ceva. Vreo piesă, ceva lipsă din vreun puzzle. Ok. Bă, dar stați că am client. Unde am client? La tractor. Cât am zis că vreau să iau pe el 2000, nu? Hai să vedem dacă îmi dă mai mult. Nu. Unul cred că îmi dă. Nu îmi dă 2000. Ba da, mi-a dat, nu? Mi-a dat. 2025, cum să nu? L-am dat ceai. Bă, am scos peste. Cât îmi propun, atâta iau, văd. Văd că așa funcționează. Trebuie doar să-mi doresc și cumva să-mi depune. Și hai să băgăm și betonirea asta. De fapt, o punem în magazin, că nu cred că avem unde să o listăm acum. Uite că tocmai ce ia domnul scaunul și o să avem unde să o listăm. Dăm 80 dacă îmi dai pe el al tău. Hai, mai pune 8 dolari.
Ai, da, am greșit, 78. Îl dau, nu îl dau, că pot să iau 80, aia 2-3 dolari sunt foarte importanți. Hai să punem asta aici. Așa. Bun, lasă aici, hai. Mai avem clienți. Poate la barcă avem 4847, să vedem ce misiuni mai avem. Ah, hai să împachetăm asta. Stai că avem aici misiune Pack and Sim 450 instant. Și ce joburi mai avem? Beer Helmet. Jimbo Ferm. Și nu ar trebui să mă duc la asta, să vedem. Îl acceptăm și ar trebui să mă duc până la Cash Zone. Da, doar să caut. Deci nu e licitație, nu e nimic. Doar căutăm. E ceva, o casă... O fermă, o casă, un hambar părăsit probabil. Ok, am acceptat, o să fie acceptat. Hai să vedem dacă mai vine de curățat. Dar uite și tu, stau aici, nu vine niciun client și după ce ajung eu aici o să-mi vină, ia să vedeți. Imediat o să vină. Puzzle, uite puzzle aici. O să-mi vină client fix după ce plec eu. Tot timpul mi se întâmplă asta, dar nu știu. Ăsta se poate vinde ea. Gata, bă, se... 230 doar. E bine, decât deloc. E bine. Pa! Cât era asta? 130 și el mi-a dat din prima mai mult? A, păi, ma! Bro, puteam să iau mai mult pe el! Îl dau ca să liberez spațiu, vreau să pun asta. Vreau să pun camera asta aici. Bă, cine cazi mie că... Am apăsat greșit, m-am grăbit și n-am apăsat când trebuie. În fine, hai că mai avem o piesă de pază. Ce asta, mă? Sunny, zici că e o Sunny. Sunny, scut, ce asta, frate, e? Aha! Se pune pe spate, practic, e ghiozdănel. Avem un singur client în partea asta. Trebuie să mă concentrez pe licitație, că văd că le tot dau aiurea. Am dat deja 2 sau 3 aiurea, 2. Iau. Bun. Avem client afară? Nu. Bun. Mă duc, am mai văzut că mai am o piesă de puzzle. Să scap și de asta. Chestia de puzzle... Nu mai am? Reparat, deci am de reparat. Nu mai am piese de puzzle? Credeam că mai am, sincer. Da, chiar nu mai am, lor, ok. Hai să punem și chitara asta aici. Scăpăm de ea. Ia zi, domnul. Îmi dă pe aspirator 50, măcar 70. Măcar 70 că m-am chinuit să-l curăț. 55. Hai. Este! Asta zic, 68. Mai, 2 mai îmi dă, 5, exact. Exact mi-am dorit, chiar cu 3 peste, bun, perfect. Păi, dar n-am și eu client la burcuța aia. N-am și eu client la burcuța aia, spunem betoniera aici. Ne facem un ban grămad de betoniera. Raftul full, bă, ce asta, bă, ce tare asta, e o mașinărie de bomboni și de gume de mesecat. Gumball. Ia. Cristina? Ah, decline, că am greșit licitația, nu vreau. Ia zi, domnul. O să zice pe chitară. Bă, ăsta cred că dă mai mult, cred că dă până la 150 lejeria. 135. A, 145, las că e bine. E bine. Și totuși client, n-avem aici, nu. Ce vreau să vândă? O, da. Cât vrem pe ăsta? Nu pot să iau ăsta? Bro, m-am dat în spate când să negociez. Ba, mă, și vreau că la ăla, de la tonomatul ăla, am foarte mult profit la tonomatul ăla. Bă, ce s-a dat în spate. Și cât profit aveam la el. Am înțeles, ai. Cât se numea? 250 și cu? E. Yeah. 338 până acum. Nu spune că iau pe a 400. Ia. Yeah. 363, nu iau 400. Doar unde la 233 sunt 113 peste. O, mă, că mă sperii, nu te mai da așa la mine. Nebunule. Că mă sperii. Mă sperii când te dai așa. Vreau chiar să-mi dau și eu. Dau fovul puțin, 85, așa. Văd și mai bine. Ce să mai, hai să reparăm. Hai să reparăm din astea. Uite ăsta, uite, vezi și blom mult, bă, și... Cu ăla mai negociam, chiar aveam profit mare, rău de tot. N-am fost atent, aia. Așa. Cineva la barcă, nu e nimeni la barcă.
Mamă, doi clienți. Ma, hai să negociem repede cu ei. 6. Ai de capul meu. Matematic vorbind, avem 85. Bun, hai să luăm și pe asta repede ca să nu pierdem. Am făcut două vânzări așa într-un minut, într-o secundă. Bun, nu mă uit ce la licitații, n-am mai jucat de câteva zile. Nu prea mai nimeresc să le licitez cum trebuie. 145, bun. Ce-mi vinde asta? Scaun. Ia, cât rapel. Hai să vedem. Să-l iau, fac vreo 20 de dolari profit. Aha, ce mai negociez, poate fac un 30. Las că-l iau. Că 30 de dolari sunt 30 de dolari. Stai că n-am lucrul ăsta. 30 de dolari sunt totuși 30 de dolari. M-am dat de reparat la ăsta, uite de știu. Mai lei. Măleu. Eu că am client, bă, am client, am clienți. Stau mult să repară la ea, spuneți, doamne. La limită. 160, te rog. Asta zic. Asta zic, cu tot cu tip să 180 de lei. Mai avem pe asta la chitară. E, ce-o-i, uite, dă-i la mine. Nu te mai uită, mamă, are ochii roșii ăsta, e sărac, e drogat maxim. 160 cât te-am păcălit. Mamă, mai mult decât mă așteptam. Hai, salut. Salut, ce vindem asta? Parte de tenis, nu vreau. Nu vreau, ok. E ok, stai să-mi repar eu ăsta, al meu pe care se iau foarte mulți bani. Mai este? Mamă, uite câte resurse mi-a consumat, nu vine să cred. Doamne, câte resurse am consumat pe ăsta. Dar și acum cine ia 300 pe el dintr-un foc? Vă întreb eu, cine ia 300 pe el? Dintr-un foc pe măsuța asta câte 100. 220. Pe aspirator cât vreau. A, vezi că e de făcut profit aici. Mamă, e de făcut profit. Cred că fac 100 profit la asta. Easy. Uf. Cu ce mai negociez eu când îl vând? 100 lejer. Dă-l încă. Client la barcă, client la barcă. Ia să vedem. Mamă! Mă duc în 900? E ușor. 943, gata, mă. Exact cu cât mi-am propus. Nu pot să sap pe aici prin curte, nu pot, nu? Bă, uite aici. De ce nu mi-a spus, bă, că pot să sap? Am găsit o chitară în curte, voi vedeți? Cine e aici? Doamnă, hai. Doamnele primele. Îmi dă 25 pe aia, 250. Cum sunt la banii ăștia? Îți rămân dator o cafea. Mamă, ce repede trebuie să negociez, să vină unul după altul, clienții ăștia. Hai, te rog. Hai, te rog. M-am loc aici, mai am. Așa. Da, că la asta am profit. La asta am profit, da. Bine, dacă îmi dă și mai ieftin. Am profit, dacă nu... Bă, 100 tot fac profit. 100 după ce negociez, tot am profit. Easy, dă încă. Hai să vedem ce mai avem pe aici așa. Ce aș vrea să vând eu mai repede. Fii atent, deci vreau așa. Mai am de reparat lucruri multe, aia e problema. Ia asta trebuie reparat. Hai să-l reparăm pe asta. Easy. N-am mai vrut? Lasă-o că e bine. Am făcut profit pe celelalte chitări oricum. Adică am făcut mai mare și acum am făcut profit, doar că mai micuț. Ok. Easy. Încă 160 pe dreapta. Avem unde să-l punem? Nu. Ba de aici. Așa. Ia zi, tata. Eu se patrujez pe copil? Cum să nu? Pe o simplă păpușe? Uau, am dat greșit! Îl dăm sau nu?
Ia lăsați-mi un comentariu dacă am făcut bine că i l-am dat. Puteam să iau oare 400 pe el. Dacă nu ratam acolo, că am dat cu un nivel mai jos decât trebuia. Ce ziceți, luam mai mult? Ha, da chiar. Ia scrieți în comentarii acum sau pe chat dacă sunteți pe premieră. Câți bani credeți că faci la sfârșitul episodului ăsta? În momentul de față avem 8500. Cât credeți voi că fac până la sfârșitul episodului? Episodul are până în momentul de față cât? Vreo 15 minute. Să zicem că mai ținem vreo 10. Cât credeți voi că reușesc să strâng? Uite, am 9000 acum. Cam cât credeți voi? Am tracu și atâta, nu? Goarne și ocupă. Nimic. Nimic. Sabia și ataganul. Bă, da, de ce nu se vede nimica din partea asta? Nu înțeleg, e dubios. Cât credeți voi că o să strâng până la sfârșit? Unde e, mă, clientul? A, uite-mă fix aici de unde ziceam că nu se vând. Uite pick-up-ul. Bine. Hai să vedem cam câte produse mai avem. Și apropo, dacă încă n-ați făcut-o, dați și voi un clip pe butonul ăla de like sau un degețel pe butonul de like dacă sunteți pe telefon, pentru că mă ajută extraordinar de mult, vă rog eu din suflet. Dacă strângem și la episodul ăsta măcar, nu știu, 70-80 de like-uri, e destul de bine. E bine rău, cum s-ar spune. E bine rău și o să mă străduiesc să pun următoarele episoade mai repede. Mamă, ce am crezut că îmi dă măcar 30 în plus. Mi-a dat 50 acum, hai că a recuperat. Băi, bine, 270 pe contra cu ăsta. E Dumnezeu. Doamna? Bă, dacă n-ați scris încă în comentarii cât credeți că fac până la sfârșit, grăbiți-vă că nu știu cât mai ține episodul ăsta și văd că eu tot fac vânzări, mai mici, mai mari, nu știu ce să zic. Sunt curios dacă nu merge cineva. Dacă cineva chiar nu merge suma exactă, îi dau moderator. Cineva nimeni și chiar îi dau moderator. Dar să nu trișați, să nu scrieți la sfârșitul ei puse, dori pe celălalt văzut pe tot. Să nu faceți șmecherii, vă rog eu. Nu faceți șmecherii că îmi dau seama. Îmi dau seama la ce minut ați dat like. Am eu aici o opțiune secretă prin care pot să văd, cu care pot să văd în ce minut dați like. Așa că nu mă păcăliți, nu vă uitați la sfârșit și pe nu dați like. Nu mă păcăliți. Mamă, vezi că ne-am dus 10.000? Nu știu dacă ați intuit că fac peste 10.000. Dacă ați avut încredere că fac peste 10.000. Dar se pare că fac, mă duc înspre 10.100 lejer. Cred că 10.200 după negocierea asta la sânge. Ia out. Ma! Easy. 94. Cum să nu tot? Cum să nu-ți dau eu cu 94? Mai avem produse mari? Ok, mai avem. Tare, tare atunci. Aici? Nu sunt lucky la 4. Bă, nu mai avem produse extraordinar de scumpe. Dar mai avem. Hai că mă țesem să văd și eu ce am, am aici în depozit. Mi-am pe astea. Și mașina asta descris. Bun. Hai să reparăm și pe asta și practic mai rămâne fix o pagină de obiecte. Hai să reparăm și pe asta. Asta o reparăm repede, cred eu. Yeah. Aici are niște lemnuc. Atâta? A, easy atunci. Dar e dubios că nu mai vin oameni care să ne, să ne vândă produse. Uite că tocmai ce a venit, tocmai ce ziceam că nu vine ce a venit. Fără 200 nu-l dau. Aha, hai, salut, hai că ți-l dau ție cu 160. Și ești rudă cu mama. Măsuța asta, cât era 100? 130. 130. Asta zic, 135 cu tot cu tips, cu ciubuc. Asta zic și eu. Cine vinde ăsta? Un volan, ia cât dura pe el. Da, dar am profit mic. Nu le iau, că am profit mic. Nu mai iau din asta să fac profit mic. Vreau să fac doar profit mare și atât. Nu mai vreau produse din astea sărăcăcioase. Nu mai am nimic pentru raftul ăsta. Bă, dar chiar, nu pot să-mi pun... Uite, vezi că pe asta n-ați calculat-o. N-ați calculat că s-ar putea să mai... să mai cumpăr un raft aici. N-ați calculat, nu? Că poate îmi cumpăr raft. Bă, dar stai așa, ce-i ăsta? Raft? A, e raft de la normal, nu? Ia. De la normal. Vezi? Asta n-ați calculat. Și acum am făcut și puțină gaură în buget. Stai așa să vedem cât de asta pe scaun. Hai repede, repede că mai am clienți. 94 real. Uite aici vine grosul. Pe asta sunt sigur că n-ați intuit-o.
Pe asta n-ați calculat-o că o să vând un produs de 500 de dolari. Peste, că negociez. Peste, cred că mă duc în 700 cu el. Cât avem? 648? Fuck! Am dat pe lângă. 696, dacă nu deam erau 700. Ce am ratat? Ia cât vreau să pe sabie. Mamă, e de făcut profit, fii atent că am deja vreo 50 profit. 56 profit fără să negociez când o vând. Ia. O, 100 profit și la asta. Easy, cum să nu? Iau, iau, iau. Bă, dar mașină mi-aduc și mie. Ia să mai avem ceva aici? Nimica, nu? Ok, nu mai avem nimic. Credeam că poate mai am vreo mașinuță de care am uitat. Iată, mai aveam produse și nu știam de ele. Unde? Aici. Cauciucul. Ia alt frate, că asta n-am ce să fac eu. 51 pe un cauciuc. Parcă nici n-aș mai negocia cu el. Oh, 55, nu? Da. Nici n-aș mai fi negociat. Să trăiți, să trăiți. Să pun și eu cușca asta aici. Cusca. Cusca aici. Doamna ce vrea. Eram sigur că asta... Că vrea asta... Ex-ul ăsta. Mă, și puteam să negociez mai bine, jur. Hai, ia la cum ce să fac. Nu mai am ce. 10.968. Bă, poate că mulți ați spus 11.000. Așa că vreau să vă stric puțin scorul. Și o să mai vindem puțin, o să mai vindem câteva produse. Vreau să sar de 11.000. Ca să vă iau prin surprindere, să nu nimeriți, ca să nu dau moderatorul. Opa, vezi că aici e de profit. Aici e de profit mare, uite. 84 până acum profit. Mă, dar negociez la sânge, îi dau. Au 110 până acum profit. Profit fără negociere. 100, cât vine? 140 profit. Plus că eu mai negociez, scot undeva la 160 profit lejer. Mi se pare că trebuie să-l repar doar. Cât? 263, bun. Hai mă, lasă-mă cu întrebările tale. Mă întreabă tot timpul ăsta, dar de unde am eu produsele alea, dar de unde am eu așa, lasă-mă în pace. Combinația mea. Nu spun la toți frerii. Combinația asta. Ar fi fost interesant să mi le confiște. Ca să-mi fie necas, să mă enervez, să spart tastatura și să nu mai joc niciodată Barfinders. Să-mi confiște din produse. Ok. Bă, astăzi e un episod așa mai pe liniște, nu mai e pe explorare, pe nimica. Astăzi doar repar. Repar și vând. Repar, spăl și vând. Sunt pus pe profit. Hai să vă stric puțin scorurile. Oh, yeah. Să facem peste 11.000 ca să nu vă dau moderatorul. Asta. E bine, nu e cine știe ce, dar... Gata, cu asta v-am stricat scorul. Îmi dă asta 200. A, mi-a dat deja. 220, te rog eu. Este, mă, 230 aproape. Sau peste 230. 232. Bun, și v-am stricat scor, că nu vă așteptați să vând de 11.300. N-aveați cum să ghiciți. Dacă ați ghicit, înseamnă că ați rișat. Dar n-aveați cum, că ea... Nu e nici 11, nici 12, nici 11 jumate. E între. E între. Asta unde se vinde? Se vinde pe ăsta jos, oare? Unde, bă, hoțul? Mi-a furat cuptorul cu microunde, l-ați văzut? Mi-a furat cuptorul cu microunde că n-am ajuns la timp. Ce jegos, bă, mi-a furat cuptorul cu microunde. Mamă, ce nervi am, nu mai văd nimica, că am nervi. Mi-a furat cuptorul cu microunde, jegosul ăla. Ce vinzi, frate, aici? Nu, nici nu mai cumpăr, sunt nervos. Vă rog cuptorul cu microunde, jegosul. Ce necază mie, bă... Cât avem? 11.700. Necaz meu că-mi fură ăla, bă, cu... Bă, dar nu puteam să fure altceva, mă. Fix cuptorul cu microunde îl fură. Să fi furat o chestie mai ieftină. Cuptorul ăla era vreo 40 sau 50, parcă. Bă, ce necaz mie, mă. Jur cum e necaz. Mai vine o dată, îi bag sula în spate. Nu mai cânta că sunt supărat.
Hai, bă! Hai, 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 next, next, 80, pa. Hai, pa. Mai fac o vânzare ca să fac cu 12.000 să nu vă dau moderator și gata. Cât am lăsat profit? 28, cu ce negociez? Sunt 40-50 de jer. Așa. Mamă, vezi că am vânzare serioasă aici. Și cu asta v-am cam stricat planurile, nu? V-am cam stricat planurile cu asta. Cât am? Mamă, încă n-am 12.000 ca să vă stric scorul? Să vă stric estimarea? Nu am, bă, încă. Mai aștept un client. Hai, dă-mi un client repede. Dă-mi un client. Ia, mai am ceva de vânzare. Mai am câteva lucruri, nu multe. 5, 2, 4, 5 produse. Da, sunt ieftin, gen 300 maxim pe toate, cred că eu. Ba. 88. Eu v-am zis că fac profit cu scaunul ăsta, că e șmecher. Okay. Aveți cât de ăștia multe. Bă, eu dau cât o fi pentru că am prea multe. Uite, o am pe asta de aici. Și mai am în partea vreo două mai aveam. Oh, yeah. Și în momentul ăsta pot să spun că profitul de astăzi a fost de 12.093. De fapt, nu profitul. La sfârșitul zilei, suma pe care am strâns-o este de 12.093. Profitul nu știu că nu am calculat, nu mai țin minte cât am dat pe bilet și care sunt produsele pe care le-am recuperat din ultima misiune și așa mai departe. Așa că, dacă n-ați făcut-o încă, apăsați butonul de like, mă ajută foarte mult. 12.093 este bugetul pe care îl avem acum în momentul ăsta. Și ne vedem în episodul următor când vom merge să explorăm. Avem o grămadă de misiuni. Ia uite-le. O grămadă de misiuni, de joburi, de taskuri și așa mai departe. Și DLC nou. Și DLC-ul nou pe care îl avem. Bine, ultimul DLC nu e chiar nou. Vă urez o sâmbătă sau o duminică, dacă vedeți clipul ăsta, duminică. Bă, un weekend, o săptămână, o lună, un an extraordinar de frumos. O zi frumoasă, pa, pa.